pentru compania Hidroelectrica. Am, cred că, peste 25 de ani de experiență de IT. 4 ani petrecuți în mediul public, prima experiență din mediul public, deja în Hidroelectrica. De asemenea, sunt, am lucrat 10 ani de zile pentru grupul industrial Vimetco. Vimetco înseamnă grupul de aluminiu, 3 fabrici în România, 1000 de post în Sierra Leone și entități în China și în alte părți din Europa. Am construit sistemul informatic din Vimetco de la zero. O experiență absolut extraordinară și acum mă întreb de ce am plecat, dar am plecat pentru că am vrut să, să mă pun în slujba statului român. E o chestie care trebuie să meditați foarte atent dacă vreți mai face acest lucru, dar anyway, este o experiență foarte bună. 6 ani am dat cu SAPA și pe la Deloitte. O experiență absolut extraordinară. Am făcut un număr de proiecte între 98 și 2004 la nivel de Central Europe. Făceam parte din ceea ce se cheamă Deloitte into Central Europe. 3 ani de zile din acei 6 am făcut și audit. Am pus bazele ceea ce se cheamă Enterprise Risk Services, adică audituri de IT. 3 ani de zile în cadrul Deloitte am avut privilegiu să auditez companiei IT din România și să înțeleg cum sunt ei organizați, ceea ce mi-a adus într-o postură foarte privilegiată. Sunt al 5-lea certificat CISA din România, Certified Information System Auditor, și am condus chiar și ISAC-a CERT-ului din România vreo 4 ani. Cu CIO Council sunt membru fondator al asociației și președinte din 2009. Asociația este din 2004, este Asociația Director de IT din România. Poate unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți mai degrabă în această calitate. De anul trecut, CIO Council s-a afiliat la ceea ce se cheamă Asociația Pan-Europeană European CIO Association, pe scurt Euro-CIO, unde am primit și sarcina de a fi Cybersecurity Council Chairman. Există mai multe consilii în cadrul acestei asociații și o să vă povestesc la un moment dat despre, despre ea. Am și un MBA în, de la ASEBU, împreună cu Kansas State University. Un value added pentru toți cei care sunt directori și cei care sunt followers sau cei care vor să ajungă, să spunem, CIO. Un MBA sau studii de natură economică vă vor ajuta foarte mult în înțelegerea business-ului, în înțelegerea executivilor și este un subiect pe care, de exemplu, îl promovăm în cadrul asociației. V-am spus toate astea pentru că vreau să se înțeleagă foarte multe lumea din perspectiva de prezident de CIO, însă am foarte mulți hands-on în spate. Am implementat 3 proiecte de SAP, unul la Deloitte în calitate de utilizator cheie, unul la Vimetco, în care am coordonat tot procesul de la achiziție până la implementare, ulterior, în special pe partea tehnică și zona de SAP basis, iar la Vimetco am implementat unul dintre cele mai complexe proiecte din România de SAP, cel puțin din perspectiva numărului de module, și acolo am fost project director și am făcut absolut de toate, inclusiv introdus date în sistem. Am și luat premiul internațional, singurul premiu internațional din România acordat unui proiect românesc în ultimii 10 ani de către SAPAE. Sunt, din păcate, știri care nu prea circulă, pentru că știrile pozitive nu prea fac audiență. Bun, altfel spus, nu sunt, cum să zic, un CIO care vine, știu, dintr-o zonă de business, ci vin din zona tehnică. Cei care sunteți sau aspirați la poziția de CIO din zona tehnică, să fiți foarte conștient, de exemplu, însă că după cam 18 luni maximum de directorat de IT, îți cam pierzi din zona tehnică. Asta nu mă împiedică însă astăzi, la ora actuală, să pot să-mi auditez, dacă vreți, inginerii și să pot să mă descurc foarte bine orice fel de consolă de Microsoft, Cisco și alte tipuri de sisteme. Bun. Cine are curajul să recunoască că, și anume, companiile în care activează au fost penetrate din punct de vedere cibernetic? Mâna sus. Cine, care companie a fost sau a suferit un atac cibernetic? Ok? Cine știe că nu a suferit niciun fel de atac cibernetic și nu a fost, compania lor nu a fost penetrată? Perfect, stați extraordinar. Cu siguranță sunteți, cum să vă spun, cu siguranță sunteți privilegiați, nu întâmplător lucrați cu checkpoint. E bine, flăcăul ăsta care este CEO-ul de la
De la Cisco a spus o vorbă pe care foarte mulți au creat-o la umanitate. Există doar două tipuri de companii. Cele care au fost hăcuite și cele care habar n-au că au fost hăcuite. Deci, eu care știu că am avut în decursul istoriei atacuri de natură cibernetică și că am fost victima unui atac cibernetic, știu, unii dintre dumneavoastră, sper că nu toți că ați mințit unii dintre voi, nu știți încă că sunteți victime. EuroCIO, European CIO Association, este o grupare formată din 13 national bodies și nu 12 cum apare acolo. Este vorba despre o asociație înființată în 2004, care are două tipuri de membership. Este vorba despre asociațiile naționale care reprezintă profesia de director de IT, precum și ceea ce se cheamă direct members. Direct members sunt acei global CIO care aderă în nume individual de la, știu, Lindel, Lagardère, Renault, ThyssenKrupp și multe altele. Este o comunitate extrem de puternică, este o comunitate cu care pretinde că este singura care dialoguează cu comunitatea europeană și autoritățile europene. Avem în derulare suficient de multe proiecte în acest moment pentru Comisia Europeană, iar România, prin CIO Council, a aderat și din această postură eu sunt membru în bordul Asociației EuroCIO, alături de ceilalți 12 coordonatori de national bodies. Reprezentăm, practic, peste 700.000 de angajați. Ce facem la EuroCIO, pe scurt? În esență, stabilim o platformă pentru comunitatea de directori de IT, o platformă de networking, de network share, de informații, de schimb de idei. De asemenea, încercăm să influențăm politicile europene și agenda digitală la autoritățile europene. De asemenea, un anume tip de relaționare și avantaje în relația cu vendorii IT. Există mai multe consilii. Ne ocupăm foarte mult în zona de educație, promovare, în sfârșit sunt trei consilii, practic, Cybersecurity, pe care mă ocup eu. Supplier Relationship Council este un consiliu care negociază direct cu vendorii. A început un proces în care, mă rog, negocierea se face la nivel de cu Microsoft, cu Cisco, cu Oracle, cu SAP, în ideea de a obține o suită de avantaje pentru membrii EuroCIO. Sunt negocieri foarte dure, însă cu siguranță, într-un anumit interval de timp, acestea se vor concretiza. În Cybersecurity Council, de care, mă rog, mă ocup eu, să zic așa, de la 1 ianuarie, am stabilit o anumit soi de priorități. Din nou, insist și punctez faptul că în cadrul asociației sunt 21 de global CIOs și 13 asociații naționale. Încercând să preiau acest consiliu, am făcut și eu un sondaj de opinie în rândul colegilor și am întrebat, ok, care vă sunt prioritățile în acest an din punct de vedere al Consiliului de Cybersecurity? Și, să spunem așa, principalele preocupări au fost nominalizate ca fiind GDPR-ul, absolut clar, și directiva NIS, plus alte proiecte care țin de Cloud Security Scheme și alte proiecte care țin de comunitatea europeană despre care nu pot să spun foarte mult. Acum, dacă intrăm pe orice fel de site de trenduri sau dacă încercăm să ne poziționăm în acest moment unde ne găsim ca și societate, despre trenduri putem să vorbim în momentul de față despre inteligența artificială, despre machine learning, despre blockchain, despre, știu, digital twin și așa mai departe. Dacă mâine întrebați un executiv ce înseamnă cloud computing, o să aveți o foarte mare problemă și surpriză că veți constata că cloud computing, despre care vorbim de ani de zile, este în continuare un subiect care nu este foarte familiarizat. Nu mai vreau să vorbesc despre Internet of Things, Big Data și alte tehnologii. Este un, în ghilimele, analfabetism digital, dacă pot să mă exprim așa, în zona de execuție. Și aici nu am în vedere C-level neapărat, ci pur și simplu comunitatea care ne înconjoară de manager. Asta apropo de faptul că la fiecare conferință de IT,
tot ceea ce v-a spus Richard sau tot ceea ce v-a spus colegii înainte și ceea ce voi spune și eu, le cunoașteți foarte bine. Acest tip de prezentări, cum a avut-o Richard, trebuie să fie realizate în mod obligatoriu în fața executivilor. Bun. Asta, povestea cu Big Data și ce reprezintă ea, am vrut mai mult să o poziționez apropo de marketingul agresiv pe care îl promovează vânzătorii atunci când vorbesc despre trendurile din industrie. Pentru că de machine learning și inteligența artificială nu vorbim, n-a fost descoperită ieri. Nu a apărut ca un trend de anul trecut. Sunt companii care susțin, cel puțin cele din zona de chiar cybersecurity, că machine learning este o tehnologie utilizată de foarte multă vreme. Bun, am făcut câteva idei despre GDPR. Pentru că la nivelul european, GDPR a fost un subiect foarte consumat și foarte, cum să vă spun, ne-a preocupat foarte mult. Nu știu cum stați voi. Este cineva dintre voi implicat în proiectele de GDPR în companie? Ok. Ok. Ați condus proiectele de GDPR? Este vreunul dintre voi care a condus direct proiectele de GDPR? Este responsabil de compliance-ul GDPR? Mă aștept să spuneți nu. E normal să fie așa. Bun. În ianuarie-februarie am realizat un survey în cadrul asociației și am încercat să înțelegem care sunt problematicile de GDPR cu care ne confruntăm. Valoarea sondajelor și a informației care a rezultat din cadrul chestionarilor pe care le-am transmis membrilor, repet, inclusiv Airbus, inclusiv IKEA, inclusiv Nokia și așa mai departe ca și membrii, au relevat câteva chestiuni importante pe care le-am discutat într-un panel de securitate în Londra în aprilie. Iar în timp ce mă pregăteam despre acest panel, să pregătesc acest panel, am sezizat cu surprindere, am căutat și eu niște statistici și am văzut că guvernul britanic făcuse undeva în ianuarie-februarie 2018 un sondaj apropo de GDPR. Rezultatele erau astonishing, ca să spunem așa, 72% dintre briți în februarie 2018 nu aflaseră despre GDPR, în timp ce doar 38% dintre companii și 44% dintre așa numitele charities cunoșteau fenomenul, procesul, problematica și întrebiseră anumite măsuri. M-a întrebat și mine ceva cum stăm în România. Sincer să vă spun, nu știu. Dacă vorbesc la nivelul CIO Council, lucrurile sunt ok, sunt așezate, lumea știe, înțelege, au chiar seminarii în interiorul asociației specifică. Însă, dacă e să iau în calcul inițiativa legislativă, care chiar a fost de curând înaintată în Camera Deputaților și în Parlament, în Senat, în care se propuneau ca normele de aplicare, care, by the way, încă nu au fost implementate în România, ieri cel puțin nu știam despre ele, ba nu, scuzați-mă, s-au implementat, însă s-a propus, în această inițiativă legislativă, reducerea amenzilor pentru mediul public. Asta nu poate să-mi spună decât că situația nu e foarte roză, cel puțin în acest segment. Ce am înțeles din sondând Euro-CIO, ok, toată lumea, marea majoritatea marilor companii sunt ok în proces, repet, sondajul a început în ianuarie-februarie, în aprilie am prezentat rezultatele. CIO-ul și IT-ul a fost implicat, nu a condus acest proces, este un proces care, în mod normal, este condus de managementul riscului și de eventual de legal. Spun asta pentru că am avut colegi pe care îi cunosc de zona de CIO, în care conducerea a aruncat imediat problematica către IT, lucru care a fost absolut în dezacord cu legea, însă lucrurile s-au corectat. Am înțeles de asemenea că bugetele de IT au crescut, ceea ce vă pot spune inclusiv la nivelul companiei pe care o conduc, datorită GDPR-ului, și pot să vă spun că Data Protection Officers sunt unii de cei mai buni prieteni pe care îi avem în momentul de față, adică DPO, prin faptul că ei ne recomandă tot ceea ce înseamnă sisteme de tip DLP, SIEM, și, nu știu, orice alt sistem de protecție care poate să atingă cumva subiectul GDPR. Este de asemenea nu pot să nu critic ceea ce se cheamă isteria anumită GDPR, isterie care vine realmente din zona de companii care au găsit aici o oportunitate. Iarăși, pentru cei care sunt vânzători, este o atitudine care e dezavoată, să spun așa, la nivelul CIO Council. În orice caz, foarte mulți au profitat. Este un business care nu ține de România, ține absolut de zona globală.
e vorba de legal, de firme de consultanță care și-au tăiat o mare parte de, din această felie. Cine a trecut și prin Y2K, în 2000, între 99 și 2000, când anunțam apocalipsa, avioane urmau să cadă pentru că se întâmpla fenomenul Y2K, cei mai tineri căutați de după el, cam așa se întâmplă și mâine. Apropo, mâine nu se va întâmpla nimic, o să dormim liniștiți cu toții, nu o să fie chiar așa. De altfel, se spune că GDPR începe cu 25 ani. Există norme de aplicare foarte clar diferite la nivelul european, iar cele care sunt companii multinaționale au o problemă în acest sens, pentru că una se aplică în România, alta se aplică în Germania. Dacă ești o companie multinațională, apar foarte multe probleme. Asta a fost identificată ca fiind o chestiune importantă și iarăși foarte multă confuzie apropo de aceste aplicări. Ce am înțeles și cele mai importante probleme pe care le-am inclusiv acum, este faptul că există două chestiuni majore, relaționarea între data protection, data processor și data controllers și cea mai dură problemă pentru IT este ce facem cu arhivele din cold backups, din backup-uri, din arhive, din tape-uri de acum 10 ani în care avem colectate date cu caracter personal și cum vom proceda în situația în care cineva aplică pentru right to be forgotten. Este o chestiune care am pus să o adresăm inclusiv la nivelul Comisiei Europene, pentru că, efectiv, o soluție în acest sens este absolut cumbersome. Marea surpriză pentru toată lumea, absolut marea surpriză pentru toată lumea, de aia spun, ipocrizia este foarte mare. Astăzi, cred că fiecare dintre voi primiți bandă rulantă mail-uri de confirmare a consimțământului că vreți să primiți în continuare newsletter. Marea surpriză este că am aflat extraordinar, cu toții avem o legislație care nu e foarte diferită de GDPR, exceptând amenziile și anumite elemente de relaționare. Așadar, GDPR-ul se aplică de mâine, abia aștept să văd primele amenzi, care probabil se vor fi peste 6, 7, 12 luni și atunci vom vedea care au fost consultanții, pentru că este o inflație de consultanți în ceea ce privește GDPR-ul în acest moment. Checkpoint Security Report 2018, l-a citit cineva? Mâna sus, bravo, excepțional, așa e. Deci dacă ați citit acel raport, N-aveți ce să mă mai ascultați pe mine sau pe Rice. Tot ce este important este scris acolo. Nu fac nicio complezență față de checkpoint, dar este unul din materiale, o spun cu toată sinceritatea, pe care îl citesc de fiecare dată atunci când apare și din care îmi extrag absolut toate informațiile despre problematicile de securitate. Tot din acest raport observăm cu toții că lucrurile sunt foarte grave. Nu trebuie să ne ascundem de acest aspect. În Checkpoint Security Report scrie 97% din organizații au în acest moment servicii, sisteme de securitate, de cyber, de tip cyber, au datate învechite, depășite, haideți să le spunem așa. Atacurile cibernetice în acest moment sunt mult mai rafinate, nu mai sunt dinamice, sunt bazate pe machine learning, sunt de generația 5-a. Iar sistemele pe care noi le avem sunt sisteme statice, sunt sisteme care, cum să spun, oferă un anume tip de protecție bazat în principal pe niște semnături și, în sfârșit, multe alte tipuri de protecție. Restul sunt detalii, 32% dintre companii, dintre government offices au fost victime. Uitați-vă că acel raport este absolut astonishing, 47 de pagini, vă distrați, nu aveți niciun fel de stres. Mă întorc la slide-ul anterior. Aici sunt absolut toate evenimentele de anul trecut, acelea importante. Și ce să vă spun, Uber, Equifax le-au anunțat Richard de înainte. Apropo de Uber, i-au plătit ransomware-ul de 100.000 de euro. Ca să li se șteargă baza de date, scrie în raportul centru. Bun. Lumea în care trăim, în care suntem din ce în ce mai mobile, avem telefoane mobile, facem poze, tot ce vreți. Însă, Google Play este, conform raportului, 300 de aplicații au fost infectate. Odată ce au fost analizate, 106 milioane de utilizatori au fost afectați. Orice altă, 94% din companie așteaptă un atac în zona de mobile. 77% din IT professionals cred că security teams sunt nepregătite pentru today's cybersecurity challenges.
Bun, suntem într-o lume în care, din păcate, cei care urmăresc fenomenul cibernetic constatăm cu toată sinceritatea că este o luptă disproporționată. Deci, în acest moment, eu nu cred că există un CIO, un CIO care poate să spună cu mâna pe inimă că el poate să răspundă unui atac cibernetic direcționat, targetat, de către un actor statal și să se simtă foarte confortabil. Fără suport, fără o coordonare, fără un sistem de ultimă generație, iarăși o spun foarte apăsat, suntem extrem de vulnerabili. Sigur că dacă ești o burtărie din colț sau știu o fabrică care, nu știu, produce orice altceva care e nestrategic, poți să dăm liniștit, pentru că, ok, ești victimă de ransomware, dacă ești o bancă, ok, poți să pierzi foarte mulți bani, dar dacă ești o companie care produce electricitate, care stochezi gaz, care distribuie apă, atunci trebuie să ai o mare problemă. Astea sunt niște slide-uri pe care le țin când dialoghez cu executivi și care le spun în felul următor, exact ce a spus și Richard. Nu contează ce tip de sisteme informatice, adică, ok, este în regulă să spui, trebuie să spui sisteme de generație 5, dar vectorii de atac pentru pentru o companie rămân întotdeauna chestiunile banale, social engineering-ul, link-urile otrăvite, URL-urile și mai ales tip. Sunt absolut convins, cu siguranță, toți dintre dumneavoastră cunoașteți cazul Stuxnet. Este prima armă cibernetică considerată. Extrem de, nu știu, a costat 10 de milioane, 40 de milioane de dolari, se vorbește, construită în anumite laboratoare, nu spune mâncare, dar a fost instalată pe un stick. Este de ajuns să vă luați, să citim despre acest fenomen și să înțelegem că stick-ul USB, în acest moment, pentru cei care au sisteme nu de ultimă generație, este principalul adversar, principalul dușman. Eu duc o muncă în acest moment de conștientizare și citeam chiar la un moment dat zile trecute, EMBA-ul a interzis salariaților să folosească stick-ul de memorie. De ce oare? Bun, tot așa, niște povestioare, încerc să le explic unor executivi că atunci când fac un payment, așa cum spunea și Richard, pot să fii victima unui man in the middle. Eu am fost victima unui man in the middle într-o perioadă de neatenție, s-au coordonat, că știți, și avioanele când pică, pică pentru că se întâmplă simultan niște elemente. Și eu obosit, și eu tracasat, și nu știu ce, și am plătit de două ori o chestiune, mi-am dat seama că mi-au luat în cont vreo 3.000 de lei ulterior. Asta este. Că există security, crime as a service, iarăși nu mai este o noutate. Aceasta este lumea în care trăim. Adică te duci frumos pe internet, pe Tor, și cu 500 de euro, cu 1000 de euro, cu 2000 de euro, îți primești un tool, un kit, cu care poți să distribui, poți să faci un malware dedicat pentru, nu Hidroelectrica evident, dar pentru ce Oltenia, de exemplu. Sau pentru adversarii, sau nu știu, competiția voastră. Trăim într-o lume absolut. Iar ceea ce mă îngrijorează cel mai tare, și o spun iarăși cu toată sinceritatea, este că în afară de cei care intră sau cunosc aceste fenomene, fenomenul cyber, restul societății este complet lipsită de alfabetism, de knowledge în zona digitală. Nu vreau să vorbesc despre puștani, despre tineret, despre teenagers, că acolo este lipsă totală. La fel, zona de peste over 50, sunt absolut, trăiesc într-o lume în care IoT, senzorizare, știu, nici nu-și pot permite, nici nu își dau seama, de exemplu, că și anume camera video din casă care monitorează copilul sau televizorul, poate să fie hăcuit, poate să fie folosit ca un bot, un atac de DDoS. O mare problemă pe care aș vrea să o punctez este faptul că citesc și pe McKinsey, deja problemele de cybersecurity nu mai sunt ale departamentului IT. Deci cine consideră, de exemplu, riscurile de atac cibernetic ca fiind o problemă a CIO-ului, greșește foarte mult. Acestea sunt o problemă de companie și recomandarea care vine din zona de consultanță este ca aceste cyber risks, de exemplu, și problemele de natură cibernetică să fie tratate
împreună cu managementul riscului, împreună cu executivii. Nu mai este de mult o problemă de IT. 75% din experți consideră cybersecurity top priority. Din punctul meu de vedere, educația cibernetică și aici, pentru că GDPR-ul și mă întorc din nou la GDPR, creează și a creat, a început să creeze un mind shift, o schimbare de mentalitate, cu toții când o să avem buletinul unuia dintre, sau se cere buletinul pentru orice fel de activitate, te vei întreba, da, de ce nu ceri? Și o să întreb foarte corect. La fel, educația cibernetică trebuie să înceapă de la grădiniță, după părerea mea, și trebuie să fie o componentă de educație socială. Așa cum înveți populația să se să reducă consumul de alcool, să reducă consumul de zahăr, trebuie să expui că orice link pe care îl accesează poate să fie o mină. O societate în care avem tools-uri eliberate până la urmă de la NSA, iarăși, din punctul meu de vedere ca CIO și ca executiv în zona de IT, nu mă simt absolut deloc confortabil. Nu știu dacă la ora actuală vreun cetățean din zona de directorat IT poate să se simte confortabil. Am pus mereu acest slide pe unde mă mai duc, pentru că, foarte pe scurt, vreau să vă spun și una dintre preocupările mele. La, mă rog, cine știe, cine nu știe, cu tremurul din 77, mă rog, sunteți prea tineri mulți dintre voi, de fapt, sistemul energetic național a colapsat de două ori. Odată la cutremur câteva ore, două ore, mi se pare, integral, atenție. Și odată la două luni după, datorită unei erori. Pagubele petrecute și a durat 4 ore, dacă nu mă până la restabilirea parțială a sistemului energetic național, pagubele generate prin căderea sistemului energetic național a fost de două ori mai mari decât cele făcute de cutremur. Doar în 4 ore. Ce vreau să spun cu asta? Mulți dintre noi avem senzația că și anume picarea sistemului energetic național este doar o chestiune de ok, ne retragem frumos în case, mergem cu bicicleta, eventual să stăm cu soția, e mai intim, nu e așa. Aluminiu îngheață în cuve, aeroportul de se închid, traficul dispare de trenuri, vandalizări și așa mai departe. Se întâmplă lucruri foarte rău. Bun. Nu vreau să fiu alarmist sau să anunc elemente care pot să fie nepotrivite, însă, la nivelul ca membru care, să spun așa, se ocupă de producția de energie electrică, nu pot să nu mă gândesc, apropo de ce spune Security Report-ul de la Checkpoint, știți foarte bine atacul din Ucraina, două atacuri, nu unul, în 2015, în decembrie, 2025, decembrie, și al doilea, mi se pare, mai sau ceva de genul ăsta, în 2016. A colapsat parțial, ok, dar i-a fost un exemplu. Dacă este să analizăm cât de bine stăm, și nu vorbesc despre sistemul energetic național, poți să vorbesc despre gaze, poți să vorbesc despre apă, da? Lucrurile nu stau foarte bine. Poate unul din marile noastre avantaje, aici vă spun, sunt sistemul energetic, toate, sistemul energetic național e format din companii care produc, transportă și distribuie energie. Privat și public. Toți ne interconectăm la un moment dat. Aici este, cum să vă spun, dacă una dintre companii este penetrată, sistemul poate să sufere și toți putem să suferim. E o chestiune pe care sper că la un moment dat în zona de autorități și cred și se desfășoară acum să spun așa niște activități, le vom lua în calcul. Pentru că dacă în Ucraina s-a putut de două ori, dacă în Statele Unite sunt zeci de atacuri asupra National Power Grid, dacă ei consideră, World Economic Forum consideră atacurile cibernetice ca fiind la al treilea potențial de terorism, de, mă rog, problematici, trebuie să luăm foarte serios în calcul posibilitatea ca un sistem de utilitate publică să fie colapsat cibernetic. Directiva NIS, pe care sper să o apară cât de curând, care trebuie să apară, trebuia să apară, nu știu dacă a fost transpusă încă, aici sunt niște probleme, pentru că damage, penalitățile sunt de 5%, nu de 4% în cifra de afaceri, să creeze acel mind shift, să începem să discutăm transparent despre cyber security absolut de la alte nivele. Bun.
Nu am să mai insist, ați văzut atacurile, vorbim despre, în zona industrială deja sunt lucruri foarte grave. Trebuie să mai recunoaștem un următor aspect. Vorbim despre IoT, iarăși un lucru pe care îl spun peste tot. Conectăm la device-uri peste device-uri, vin flăcăi cu smart city-uri, toată lumea trebuie să vândă niște device-uri, care sunt, by the way, nestandardizate, nu există protocoale comune. Însă, din perspectiva Industrial Control System, lucrurile stau foarte prost. Nu numai în România, peste tot. Există în continuare în sistemele industriale. Am stat de vorbă chiar la o conferință cu un coleg din Israel, care îmi povestea despre probleme din Statele Unite, nu din România, apropo de Windows 7, Windows XP, care se găsește în, se găsesc în continuare, Windows 2003 server, okay? Despre bridge-uri între zona de SCADA și zona de office, de intersecții, de conectare la internet a unor calculatoare care stau și monitorizează mașinile industriale, dar între timp mai, știu, surveiază un pic internetul. Vectorii de atac sunt aceiași, ați văzut în Stuxnet, s-a intrat prin USB, se propagă în interior, se deschide un canal de comunicație către atacator, care din acel moment îți descoperă orice fel de username și parolă și ești pierdut. Lucrurile nu se întâmplă acum, se întâmplă în timp. Și dacă tot o singur element vreau să mai spun, vreau să mă caracterizez în timp, n-am apucat să pun acel slide, profilarea companiilor, profilarea indivizilor la ora actuală de către actori statali este un fenomen care se întâmplă de ani de zile. Cine își închipuie, de exemplu, că actorii statali cu diviziile de cyber pe care le au, știți că acum nu mai pornești cu cercetașii sau și eu cu afiliația, pornești cu cyber. Dacă vă închipuiți că ăia la, știu eu, actorii statali, echipele ciberice de actori statali nu stau de ani de zile cu ochii pe companii, profilează, înțeleg, depistează. Gândiți-vă la faptul că pe SEAP, pe sistemul de electronic de achiziții publice, toate companiile publice de la noi își postează toate achizițiile. Fă-ți un cont acolo de partener, de vânzător și vei avea acces la toate achizițiile pe care Transelectrica, de exemplu, le face. În mod inevitabil ai acces la un enorm set de informații despre sistemele cibernetice. Am dat Transelectrica exemplu, poate fi SIU, CEOTENE, poate fi Hidro. Downloadați de curiozitate, intrați pe relația cu acționarii în fiecare companie publică. Este horror. Găsești informații inclusiv despre planurile financiare, despre planurile de vânzări. Aia nu atâta ce fac doar, ok, pierde compania. Dar găsești informații despre planurile din sistemele informatice. Găsești planuri despre strategice. Toate astea le puteți face. Sunteți, ei, credeți că alții nu fac? De ce nu? Sunt flăcăi care, cu o echipă de studenți, într-o lună de zile, eu vă profilez o companie. După care vă profilez pe voi. Pentru că dacă, de exemplu, identificăm schema organizațională, board-ul asociațiilor, oamenii cheie din organizație, intri pe LinkedIn după aia. Nu, conceptul de security by design nu a existat. Există inclusiv mentalitatea în zona industrială, cei care sunt automatiști, și foarte bine, lasă-vă, vă face cu aia, trebuie să produc aici aluminiu, am o treabă cu tine. Sunt efectiv probleme foarte mari în zona industrială, iar acestea, care nu au fost un target, așa cum spunea și Richard, nu? Acum, în anii 90-2000, ne preocupam să furăm credit card-uri și să spargem bănci. E, acum intrăm în zona de industrială, nu pentru a culege bani, ci pentru a provoca niște daune cu substrat geopolitic. Cu substrat geopolitic. Bun. Ce poate face un CIO până la urmă? Este să-și educe executivii, este să-și educe colegii, să prezinte realitatea absolut pe tranșant. Mai ales dacă ești în mediul public, există niște cutume pe care trebuie să ți le asumi. Deci trebuie să ți asumi să spui, știu, executivilor că lumea arată într-o... Lumea nu arată deloc bine, că iPhone-ele și, știu, tabletele de care și toate elementele de mobilitate pe care și le doresc sunt bune, sunt ok, dar trebuie să le capsulezi. Apropo, aveți un sistem checkpoint foarte bun pe zona de capsulă. Trebuie educație. Deci, pe lângă sistemele de generație a 5-a, de tip cyber,
trebuie să intrăm foarte mult în zona de educație, trebuie să înțelegem și noi business-ul și să mai multe lucruri. Încheie spunând că și noi suntem realmente niște beneficiari ai checkpoint-ului, dacă n-am ajuns încă prin presă cu, știu eu, niște brece de securitate, trebuie să mărturisesc că checkpoint-ul a dat rezultate, sistemul de checkpoint și colaborarea pe care o am cu, cu ei și cu, desigur, partenerilor. Trăim într-o lume extrem de vulnerabilă, trebuie să avem parte de o schimbare de mentalitate în zona cyber. Sper ca ea să vină tot pe filiera europeană, la fel cum a venit și pe GDPR. Există Cyber Security Act, apărut în septembrie 2017 la Comisia Europeană. Trebuie să apară acest mind shift și trebuie să înțelegem ce înseamnă în realitate internetul. Trebuie să colaborăm, trebuie să există o colaborare interstatală, dacă vreți, dar în ceea ce mă privește, la nivelul organizației pe care o reprezint și chiar la nivelul CIA-ului, trebuie să există un parteneriat strategic cu partenerii noștri din sectorul energetic, care, desigur, trebuie făcut în colaborare și cu autoritățile statului și cu partenerii serioși. Mulțumesc foarte mult, sper că n-am depășit două secunde.